A topit 10 de kilograme și a apărut nemachiată în fața tuturor. Cum arată Monica Angel după ultimele transformări, vedem și noi chiar acum. Monica Angel nu încetează să-și uimească fanii. A reușit să slăbească într-un mod spectaculos aproape 30 de kilograme cu ajutorul unei alimentații sănătoase și al antrenamentelor în sala de fitness. Astfel, a devenit un model pentru toate femeile care cred că este aproape imposibil să scape de kilogramele în plus. După ce a ajuns la silueta mult dorită și a schimbat stilul vestimentar, iar de curând cântăreața a avut curajul să posteze o fotografie în care nu era machiată. Un zâmbet larg, care îi lumina tot chipul și doar cu puțin ruj roz. Pentru a da culoare buzelor, Monica Angel a strâns sute de aprecieri și comentarii. Fanii au apreciat inițiativa ei pentru că nu există prea multe vedete care au curajul să-și arate frumusețea naturală. You got me begging. Monica Angel are în spate o carieră de 10 de ani și este una dintre vedetele care s-au făcut remarcate pentru vocea ei. Nu și-a dorit niciodată să fie foarte slabă, dar în urma unor probleme de sănătate a decis să-și schimbe stilul de viață. Nu mi-am tăiat stomacul, mi-am tăiat coloana vertebrală anul trecut. Știm și operat. Asta m-a determinat să iau această hotărâre. Medicul care m-a operat mi-a spus că ar fi bine să mai slăbesc. Pentru asta tine? Da, pentru mine, evident, pentru coloană. Eu în toată perioada, în toți anii în care am fost supraponderală, eu nu mă vedeam supraponderală, nu mă vedeam grasă. Păi nu, dar noi te știam pe tine așa, Monica, care, da, pe care o iubim pentru vocea ei și dacă e puțin mai durdurie, nu e niciun fel de problemă. Nu, dar eu în oglindă când mă uitam, realmente, eu intram în magazine și mă uitam la niște hăinuțe mici. Și îmi spuneau, da, vorbesc foarte serios, deci... Ce chestie! Da, eu cu mine eram super, da, ok. Stai bine, că erai mult. Nu aveam nicio frustrare, nu aveam nicio problemă. Asta e mare lucru. Da, eram super ok cu mine. Avem